Bună seara! În ședința de guvern de astăzi a fost adoptată ordonanța de urgență pentru rectificarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, luând în considerare noile date economice ca urmare a crizei provocate de epidemia cu coronavirus, criză care se manifestă în mai multe sectoare economice și care au impus ajustarea principalilor indicatori care au stat la baza legii bugetului de stat pentru 2020. Astfel, creșterea economică pentru anul 2020, potrivit datelor comunicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, estimează o contracție de 1,9% a economiei în acest an față de o creștere economică de 4,1% care a stat la baza construcției bugetare la începutul anului, ceea ce înseamnă o contracție de aproape 6% a dinamicii produsului intern brut pentru acest an. În consecință, au fost ajustate prevederile bugetare în concordanță cu noile date privind volumul activităților economice și al încasărilor estimate pentru acest an, ținând cont totodată de principalele priorități ale Guvernului în această perioadă pentru asigurarea resurselor necesare în ceea ce privește eforturile din punct de vedere sanitar pentru limitarea răspândirii epidemiei cu coronavirus și în același timp pentru limitarea efectelor economice și sociale negative provocate de această perioadă. Plecând de la aceste priorități, rectificarea bugetară pentru anul 2020 crește alocările bugetare în zona de sănătate, muncă, finanțe, ordine și siguranță publică și lucrări publice. Sunt avute în vedere, în principal, asigurarea resurselor bugetare necesare pentru finanțarea măsurilor de sprijin economic adoptate de guvern în ultima perioadă, respectiv finanțarea schemei de garantare pentru capital de lucru și credite pentru investiții destinate întreprinderilor mici și mijlocii prin Fondul Național de Garantare și Creditare a IMM-urilor. Finanțarea acestei scheme urcă de la 5 miliarde de lei la 15 miliarde de lei și în cadrul acestei scheme, întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de credite cu dobândă subvenționată 100%, dobândă zero și comisioane de administrare zero până la sfârșitul acestui an. De asemenea, sunt prevăzute alocările bugetare necesare pentru plata indemnizației de șomaj tehnic pentru salariații care în această perioadă au contractele de muncă suspendate, cât și pentru persoanele care prestează servicii în baza altor forme contractuale, precum persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau persoanele prevăzute la categoria alți profesioniști în codul civil. Pentru acestea au fost alocate sumele necesare pentru plata indemnizației de șomaj tehnic, respectiv 4 miliarde de lei pentru ANOFM, care face plățile pentru salariații cu contracte de muncă suspendate, și 1,9 miliarde de lei pentru celelalte categorii de beneficiari. Acestea sunt măsuri de sprijin pentru salariații din sectorul privat care, în urma efectelor economice negative provocate de epidemia cu coronavirus, în această perioadă au întrerupt activitatea. De asemenea, în domeniul sănătății, au fost alocate sumele necesare atât pentru asigurarea necesarului de materiale medicale și sanitare în combaterea epidemiei cu coronavirus, cât și pentru
plata asigurărilor sociale de sănătate sau a drepturilor beneficiarilor de asigurări de sănătate. Vorbim aici de concedii medicale care au o alocare bugetară prevăzută de 1 miliard de lei. Luând în considerare toate aceste măsuri de sprijin economic pentru cei afectați de epidemia cu coronavirus, practic alocarea bugetară pentru susținerea acestor măsuri se ridică în acest moment, în urma rectificării bugetare, la 3% din PIB. Defalcat pe ministere, rectificarea bugetară înseamnă o rectificare pozitivă pentru Ministerul Muncii de 8,1 miliarde de lei. Pentru Ministerul Sănătății, bugetul acestui minister crește cu 3,8 miliarde de lei. Pentru Ministerul Finanțelor Publice, bugetul crește cu 3,2 miliarde de lei, fiind incluse aici și fondurile necesare pentru fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului pentru situații de urgență, așa cum a fost de altfel folosit în această perioadă pentru acoperirea necesităților urgente în combaterea epidemiei cu coronavirus. De asemenea, a fost suplimentat bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Dezvoltării și administrației cu 1 miliard de lei pentru lucrări contractate în cadrul proiectelor gestionate de acest minister. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne are o alocare suplimentară de 0,5 miliarde de lei. Alte sume în plus pentru finanțarea proiectelor de investiții și pentru sprijinirea proiectelor importante la nivelul unor ministere cu competențe în domeniul economic, precum Ministerul Transporturilor, beneficiază de o alocare suplimentară de peste 100 de milioane de lei. Ministerul Agriculturii, de asemenea, beneficiază de o alocare suplimentară de 100 de milioane de lei. La Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, suma a fost suplimentată cu 135 de milioane de lei pentru subvenții acordate operatorilor economici din subordinea acestui minister. Ca urmare a acestor realocări, ajustări în cadrul proiecției bugetare pentru anul 2020, bugetul general consolidat prevede un deficit bugetar de 72 miliarde de lei la finele anului, ceea ce înseamnă un procent de 6,7% din PIB. Alte acte normative adoptate în ședința de guvern de astăzi. În domeniul fondurilor europene a fost adoptată o ordonanță de urgență pentru facilitarea lucrărilor de construcții și pentru pregătirea practică lucrărilor de șantier pentru perioada în care, acolo unde în acest moment nu se pot desfășura lucrări, după încetarea stării de urgență vor fi reluate activitățile. Astfel, în urma consultărilor avute inclusiv cu reprezentanții structurilor asociative ale companiilor din domeniul construcțiilor, Ministerul Fondurilor Europene propune prin această ordonanță de urgență creșterea prefinanțării acordate în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri europene de la 10% la 30% și creșterea perioadei pentru prezentarea documentelor justificative pentru 50% din valoarea prefinanțării la 180 de zile. De asemenea, sunt prevăzute termene și proceduri simplificate pentru derularea mai rapidă a lucrărilor de construcții în această perioadă în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. De asemenea, în ceea ce privește indemnizațiile de șomaj tehnic, au fost făcute astăzi prin ordonanță de urgență câteva completări la ordonanța 30, ca urmare a sesizărilor primite din partea unor categorii sociale și profesionale. Astfel au fost incluse în categoria persoanelor care pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic
cei care desfășoară și au activități în relația cu organizațiile cooperatiste meșteșugărești, de asemenea cei care desfășoară și au relații contractuale cu structurile sportive și avocații, cei care au realizat în perioada, în ultima lună, un venit de până la un salariu mediu brut pe economie și care nu depășește nivelul acesta pe anul 2019, respectiv pentru cei care în această perioadă au o restrângere a activității, o reducere a activității la nivelul amintit mai devreme, pot beneficia de această indemnizație de șomaj tehnic. De asemenea, în cadrul acestei, în cadrul acestui act normativ au fost adăugate noi prevederi privind regimul acestor indemnizații de care pot beneficia salariații români și celelalte categorii de persoane care se califică pentru, pentru această facilitate, în sensul în care aceste indemnizații sunt exceptate de la executare silită prin poprire pe perioada stării de urgență și 60 de zile după încetarea stării de urgență. În ceea ce privește concediile medicale, a fost adoptată o nouă ordonanță de urgență pentru reglementarea modului în care se pot solicita indemnizațiile de asigurări de sănătate în această perioadă, pentru a prelungi perioada până la care se poate face o astfel de solicitare, de la 90 de zile la 180 de zile, pentru certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgență, pentru a reduce presiunea în această perioadă pe cabinetele medicale care sunt solicitate în vederea eliberării acestor certificate. Practic, se prelungește perioada până la care se pot solicita aceste certificate, de la 90 de zile la 180 de zile. De asemenea, tot în domeniul sănătății, Ministerul Fondurilor Europene a propus un memorandum adoptat astăzi în ședința de guvern, care cuprinde o serie de măsuri în sprijinul marilor proiecte de cercetare în domeniul sănătății, care vor fi incluse în programul operațional de sănătate 2021-2027. Astfel, vorbim despre un număr de proiecte strategice, precum dezvoltarea Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, care va beneficia prin Programul Operațional Sănătate 2021-2027 de aproximativ 150 de milioane de euro. De asemenea, un alt proiect este consolidarea capacității de cercetare, dezvoltare în domeniul tratării cancerului. Acest proiect beneficiază de o alocare financiară de 150 de milioane de euro. De asemenea, un alt proiect vizează folosirea noilor tehnologii în domeniul sănătății și realizarea unei infrastructuri de cercetare, dezvoltare, precum și întărirea capacității deja existente la nivel național, cu o alocare financiară de aproximativ 200 de milioane de euro. Un alt act normativ adoptat tot ca urmare a situației generate, provocate de epidemia cu coronavirus, vizează reglementarea activității ANCOM în această perioadă, respectiv ordonanță de urgență prin care sunt suspendate obligațiile de plată, sunt exceptate de la obligația de plată a taxei de spectru pentru radiodifuzori în cursul anului 2020 și, de asemenea, este amânată obligația de plată acestei taxe pentru ceilalți operatori de comunicații electronice care utilizează frecvențe radio.
Este amânată obligația de plată până la 31 octombrie 2020. Aceste măsuri vin din nou ca urmare a consultărilor desfășurate la nivelul Guvernului cu reprezentanții structurilor asociative din domeniul comunicațiilor și media, care au solicitat suspendarea plății taxei de spectru, în special pentru radiodifuzori, pentru anul 2020, aceasta fiind o primă măsură de sprijin în acest sector adoptată de guvern. În același timp, a fost ca urmare a întârzierilor apărute în aprobarea bugetului ANCOM de către Parlamentul României, s-a instituit o excepție temporară doar pentru acest an și bugetul a fost aprobat prin ordonanță de urgență, iar una dintre prevederile importante ale acestui buget de venituri și cheltuieli este transferul la bugetul statului a unei sume de aproximativ 700 milioane lei din rezervele ANCOM, sume transferate la bugetul statului pentru sprijinirea eforturilor de combatere a răspândirii epidemiei cu coronavirus. În fine, o notă de informare prezentată de la Ministerul Fondurilor Europene în cadrul ședinței de guvern a vizat asistența financiară acordată de Uniunea Europeană prin programul operațional de asistență pentru persoane defavorizate. Este un program care este finanțat anual de Comisia Europeană și a fost semnat contractul de achiziții pentru furnizarea a unor pachete alimentare pentru persoanele defavorizate. Vorbim despre o finanțare asigurată de Uniunea Europeană de aproximativ 1 miliard de lei pentru achiziția a circa 7 milioane de pachete alimentare care vor fi distribuite persoanelor defavorizate, persoanelor vulnerabile în cursul acestui an. Acestea au fost principalele acte normative adoptate în ședința de guvern. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună în continuare.